După ce aproximativ un an și jumătate și-a desfășurat activitatea la Pitești în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Capitan Puică Nicolae, la începutul lunii noiembrie, maiorul Cristian Bărbulescu a revenit la conducerea detașamentului de pompieri din Câmpulung. Începând de astăzi, acesta părăsește din nou unitatea câmpulungeană. Grație profesionalismului de care a dat dovadă, comandantul detașamentului de pompieri Câmpulung, Cristian Bărbulescu, a fost detașat în perioada 1 martie 31 august 2018 la Ministerul Afacerilor Interne în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență condus de secretarul de stat Raed Arafat. Maiorul Cristian Bărbulescu a fost adjunct al comandantului Grigoraș Bălălău în perioada 2006-2009, pentru ca din 2009 și până în 2016 acesta să ocupe funcția de comandant al unității de la Câmpulung. Din iunie 2016 și până în octombrie 2017, Cristian Bărbulescu a fost al doilea om ca putere decizională în cadrul ISU Argeș. Acum, în timpul detașării, locul său la comanda subunității Mușelene va fi preluat de maiorul George Tănase.